Seara și bine v-am găsit la Fascinația Dansului, ediția 5-a, spectacol anual al studioului de balet Giuliana. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine că reușim măcar o dată în an să ne revedem. Dansul este un stil de viață. Te sensibilizează, îți oferă mai multă grație și te apropie mai frumos de ceilalți. De asemenea, poate izvorâ dintr-un talent născut, dar poate fi și rod al exercițiului îndelung și al pasiunii. Oricum s-ar manifesta dragostea pentru dans, fie că ești pe scenă sau simplu spectator, te poate copleși în aceeași măsură. Pornind de la aceste premise, studioul Giuliana, școală de balet, având deja tradiție incontestabilă și un palmares impresionant, organizează cea de-a cincea ediție a spectacolului Fascinația Dansului, eveniment ce implică o succesiune de momente în care baletul clasic se împletește cu dansul modern. Scena va fi animată de peste 140 de balerine, eleve ale studioului cu vârste copiințe între 4 și 17 ani. Coreografia este semnată de Iuliana Rizescu, fondator al studioului Giuliana și fostă balerină a Teatrului de Operetă Ion Dacian din București. Pentru această a cincea ediție, studioul de balet Giuliana a pregătit și un moment deosebit prin intermediul unor invitați speciali. Cuplul de balerini, Alexandru Fotescu și Monica Fotescu-Uță, prim balerină și asistent coregraf al Teatrului de Balet din Dortmund. De asemenea, din program vor mai face parte și Andra și Răzvan Gogan, micile vedete ale revistei Lilliput și prieteni apropiați ai studioului de balet Giuliana, care vor interpreta două piese cunoscute din repertoriul lor. Spectacolul este realizat cu sprijinul revistei Lilliput. Partener media 7 Itzy Bitsy Minimax Tonica Farmaciata www.școalapărinților.ro și www.grădinițe.com. Doamnelor și domnilor, gazdele dumneavoastră din această seară sunt Olivia Șter și Ovidiu Popa. Vă dorim o vizionare plăcută și aplauze pe măsură pentru micuțele balerine. Să începem cu începutul. Opera bufă, Orfeu din Infern, a lui Jacques Offenbach, și-a datorat, se spune, priza la public și galopului French Cancan, un dans acrobatic în care dansatoarele intrau în scenă coborând pe niște lanțuri. Nu e cazul vedetelor din grupa A6 a profesoarei Iuliana Rizescu, care își fac acum apariția într-o manieră mai puțin periculoasă, dar la fel de spectaculoasă. Doamnelor și domnilor, și pentru că vedetele urmează să intre scenă, eu, ca poet ce sunt, mi-am permis să descriu și un catren. Dintr-o sută de mimoze, una este specială. Dele nume, ele 6 și au o boare diafană. Vedete.